să vezi mai târziu. Ce să văd, gata? Nu înțeleg. Scoate mâna asta, vreau să urcă, nu doare. Serios, scoate mâna asta, nu doare. Scoate mâna asta, gata. Nu-i vorbim asta. Serios, nu doare, mă arunc. Nu te arunc, serios, hai să continui și să vorbim cu oamenii. Da, vreau să vorbim. Dar nu înțeleg. Ce zici prima dată? Când intri undeva, ce zici? Dar nu intru! Dacă ești aici acum, ce zici prima dată? Aaa! Bună ziua! Da, da, bună ziua! Nu mie rog oamenilor din fața noastră! Aaa! Bună ziua, 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 bună ziua! Ce faci? Mai există să zic bună ziua! M-am referit să spui bună ziua tuturor deodată! Aaa! Bună ziua tuturor deodată! Deci glumă aia chiar mă supără. Ei, supără, fii atreată. Păi dacă plec, tu nu mai poți mă. Serios? Da. Ia scoate mâna să văd. Da, ia să vezi ce faci tu acum. Am mâna, mâna, tu nu e mâna. Te vezi dacă am luat mâna? Pune mâna, mâna. A început să-ți placă? Nu. Păi să... A trebuit să zic și eu ceva. L-ați speriat? Miroase deja. Gata. Da, scoate mâna și miroase, Romeo. Păi să fii bine să... Doamne, niște aici, să ne zic bună ziua ca să începem frumos. Bine, gata, bună ziua! Uite, cum vezi, sunt foarte mulți ani. Da, sunt foarte mulți. Stai așa. Dar nu se uite la noi. Doamne, simt. Se uite la tine. Mai adevărat, se uite la noi, dar suntem foarte aproape. Doamne, stai așa. Ia uite, domnul ăla se uite la tine, domnișoara se uite aici. Ce-i acolo? Da. N-am nimic. N-am nimic, hai deja cu totușile. Serios, nu mai am nimic. Dar de ce sunt? Serios, după cum vezi, sunt foarte mulți oameni. Da, sunt foarte mulți oameni. Am emoții de nu mai pot. Ai emoții? Da. Vrei să învăț să scap de emoții? Da, vreau. Uite, eu când am emoții foarte mari... Stai că nu le-am fundat. Nu se vreau, vrei să te învăț? Da, vreau. Uite, ca să scap de emoții, faci așa. Eu când mă uit în față, îmi imaginez așa oameni din fața mea, în lenjirie intimă și pe urmă nu am absolut niciun fel de... Ce zici că faci? Îmi imaginez oameni din fața mea, în lenjirie intimă și nu am niciun fel de... problemă. Perversule! Romeo, nu sunt pervers, sunt ventriloc. Ce ești? Ventriloc. Ventricul? Nu. Zi după mine, ven. Tri... Tri... Locul. Pentru tricul terneasc! Termină serios. Pedofilule! Romeo! Tomahaci! Romeo, cred că să-mi faci probleme. O să-mi iau băta aici. Asta e, te vină doar fundul când trebuie să doar o față. În serios, fă cum ți-am zis ca să scap de emoții. De e, când ce? Deci, îți imaginezi oamenii lecerii, da? Da. Ce aveți mâini? Unii n-au lingerie! Să-mi scop chiloți în Germania? Serios, urmă, după cum vezi, avem în fața noastră niște oameni... Să-i n-au chiloți! Niște oameni, Romeo, frumoși! Da, niște oameni frumoși care n-au chiloți! Romeo, niște oameni frumoși și atât. Și niște oameni frumoși atât. Romeo! Urâtule! Romeo, nu-i frumos. Păi da, să zic și eu. Urâtule! Cere scuze acum. Îmi cer scuze că ești urât. Te rog eu frumos, nu-i spune că e urât. Dar nici el nu știe. Ia-ți oglinda! Serios, Romeo. Chiar, hai să continuăm. Ce să continuăm? Lasă mă-mi tace, lasă mă-mi tace. Gata. Mă simt ce când mă tână, gata. Serios. Tu unde lucrezi? Gata, lasă mă-mi tace, că nu suntem aici. Deci, noi la astea grăbuță. Te rog eu, hai să continuăm, că ea prezintă. Ce prezintă? Spectacul ăsta, de eveniment. Pe mine m-a prezentat? Nu, m-a prezentat pe mine. De ce caut atunci? Nu merg acasă, gata. Serios, urmă, gata, hai să facem așa. Zici mie. Ce vrei să faci tu în Germania? Te așa să găsesc o cacică. Tu de asta ai venit aici? Da, vreau să mă însor. Vrei să te însori? Da.
Я просто стати другу ця коло. Ви такі тіло, як і вийти на мить. Рідіки дім тих тирок. Чи ви задачі? Раз оця речі втлачі не є на опаку. Чи втлачі ці на опаку? Так. До міша вам не. Ви такі... Яка мови ті образи дайся? Рідіки дім тих тирок. Моцу на язик стає жилась. Та за втлачі на опини! За мною скульти! Nu, mai știi că fac asta doar la început, după cum fac numai ce vorere. Eu nu cred asta. Nu cred. Nu. Dar zici-mi, cum înnebunești o femeie? Îi dai o groază de bani și închizi magazinele! Aveți bine la revedere, cum am și altă treabă? Nu! Dar când te nimeni, ce te să nu știu cu fata aia? Gata, să... Cum o cheamă la secundul de... Dar o fiți cu cum o cheamă? Direct de-a dat, băi, băi! El a fost prietenul meu, Romeo. Încă mai sunt, Romeo. Taci din gură. Continui. Pe continui dacă taci din gură. Păi taci tu. Taci din gură. Ce taci că nu vorbești tu? Gata, terminăm. Oprește banda aia. Care bandă, Romeo? Hai că pune pe aia tot. Gata. Serios, Romeo, las-mă pe ce să continui. Miroșesc cu mâna. Serios, gata. Da, el a fost prietenul meu, Romeo. Și acum să vă arăt că am și niște capacități astea supraomenești, așa. Vă pot... am avut mulți prieteni magicieni și am învățat să vă aud, pot să vă aud gândurile, da? Și o să vă arăt acum că pot să fac chestia asta. Ia să vedem cu cine să începem. Mă concentrez așa, pun mâna deasupra capului, ia să vedem. Mă concentrez un pic. Ia dar acum în mâna de aici. Ia să vedem. Ia avem aici o domnișoară, este în ce gândește? Vrei să ieșim în oraș? Sunt singură. Ia să mai vedem ce mai avem pe aici. Uite, pare un băiat mai serios aici. Ia să vedem ce gândește un băiat serios. Concentrăm un pic. Nimic. Ia să vedem acum. Tu pari mai curajos un pic, să vedem ce gândești tu. Vreau să vin cu tine pe scenă. Ce ai zis? Vreau să vin cu tine. Hai un pic cu mine, te rog. Hai să vin cu tine. Hai bine, îmi place. Cum te cheamă? Adi. Adi, salut. Bă, dar ce mare te-am luat ca să-mi iau bătaie sigur. Hai, bine. Stai în dreapta, că ai să ținem păpușile. Stai liniștit că nu te urc pe ăsta. Dar nu te urc. Cum ai zis, te cheamă? Adi. Adi, am și pe mărul ăsta, bun, de-aia întreb. Bun, Adi, fii atent cum o să facem. Acum, dacă ai venit, m-a ajuns, da? Da. Sigur? Da. Am arturi. Facem jumătate. Facem jumătate. Deci facem jumătate, dacă nu... E ok să știi că bătaia mai luat, adică nu e... M-a zis că nu. Bine, bine, mai, că dacă ai mai luat, mai dau mai puțin, așa. Bun, Adi, uite cum facem. Tu o să devii o pupușă de ventriloc. Dar stai liniște, că nu-ți bandă nicăieri, deci nu-mi ok! Nu, că nu mi-am luat mănușa, de obicei. N-am nici acolo. Uite cum o să facem. Când eu o să fac 1, 2, 3 și... te transformăm cu pușă, da? Da. Ok. Ne concentrăm un pic? Da. Ok? 1, 2, 3 și... Și el acum a numai, ce vreau ăsta de la mine? Deci, nu, asta e doar așa ca să... fii în regulă și să nu mai ai emoții, dar pentru că e greu să fiu pe scenă undeva, întotdeauna. Și bănuiesc că nu faci asta zilnic, nu? Nu, nu chiar zilnic, dar săptămâna. Uite, am o mască. Facem așa. Ai și capul ăsta mare, mamă. E ok, nu te strânge, da? N-am să nu cald. Nu, dar nu te-am luat în brațe, dar mai. Bun, abia acum începe numărul, da? Ne concentrăm așa un pic și ne gândim, uite că nu ți-am strâns prea tare și acum îți cade. Că n-am văzut să fie așa. S-o strâng, strâng, da? Da. Așa și să-i dă peste urechi. Acum mai bine, da? E perfect. A, bun. Cum facem acum? Ați văzut că fiecare păpușă de-a mea are nevoie de o voce, da? Ne uităm la Adi și... Oare ce voce s-ar potrivi? Nu știu, o voce de-aia de...
Macho man. Ucide de mascul feroce. De Don Juanul Nurembergului. Ești ok? Da! Trebuie să recunosc că ți-am puțin surprins. Și eu sunt surprins. Dacă vrei, schimbăm vocea asta. Nu! Vrei să lăsăm vocea asta? Da. Bine, dacă îți place. Da, îmi place. Îmi place și de tine. Bine, și mie place de tine, dar nu sunt... Din eu sunt. Eu am terminat, dacă vrei, poți să pleci. Nu! Vrei să-mi stai? Da! Atenție, eu am terminat. Eu nu. Eu termin mai greu. Nu, serios, chiar poți să pleci. Nu! Păi ce vrei să mai faci? Vreau să stau aici, să fac un strictis. Ce vrei să faci? Strictis! Vrei să faci strictis? Da! Trebuie, da, trebuie să fac strictis, că e cald, când zice cald, ne dezbrăcăm toți împreună. Să vezi atunci și motivația să fiu. Nu, serios, chiar poți să pleci? Da! Așa de supărat ești? Da. Bine, ce vrei să faci? O să dansez. Vrei tu să dansezi? Da! Știi ce bine mă mișc? Te mișc bine? Da, vezi că zici tu, atunci o să dansăm. DJ, dă-i un fel. Atenție! Bate mâinile în picioare! Eu! Eu! Că să-l sun. N-am numărul tău. Dar facem rost, găsim. Da, mersi. Încă o dată aplauze pentru Adi, că a fost foarte fain. E greu și e ciudat că încă nu mi-am luat.